Bine am găsit la o nouă emisiune Presa în gura lui Rotundu, emisiune Pamflet. Și de această dată avem foarte multe evenimente și locale și naționale. Să vedem în ce măsură în spațiul afectat emisiunii voi reuși să le trec în revistă pe toate. Desigur, încep cu ultima știre așa mai proaspătă din această săptămână. Faptul că DNA-ul dat năvală joi dimineață în sediul Consiliului Județean Suceava și efectuează percheziții într-un dosar în care președintele Consiliului Județean actual, un domn nechifor de la PSD, este suspectat că ar fi Luat mită de la companiile care au câștigat licitații pentru modernizare de drumuri. De altfel, este vizat și un parlamentar PSD cu funcții de vicepreședinte în Senatul României, un domn Donțu, și fostul președinte al Consiliului Județean mai din urmă, așa, pe perioada când era președinte la noi la Consiliul Județean, domnul Constantin Conțac, este vorba de Gabriel uh, Mazilu. Mânzatu, pardon. Uh, vă aduc în atenție acest aspect pentru că și uh, uh, Fostul nostru președinte din Consiliul Județean și patron de firmă la transporturi auto domnul Constantin Conțac, a fost vizitat de către mascați. I s-a efectuat și lui o percheziție la sediul de firmă, probabil în ideea faptului de a se verifica dacă și domnul Conțac lucrările care le-a efectuat de-a lungul timpului pe raza județului Suceava, le a obținut cumva prin metoda stimulării financiare a celor care aveau decizia de acordare prin licitația acestor lucrări. Să sperăm că domnul Conțac a tras o lecție aspră de viață și că a știut să-și ferească pielea de a mai pune-o încă o dată la Saramura. Un alt aspect, de altfel, cred că foarte important pentru viața administrativă și în același timp politică și socială a județului Botoșani. Este vorba de o descindere surpriză a DNA-ului Suceava, în sediul Inspectoratului de Țean de Poliție Botoșani, descindere în urma căreia inspectorul, comisarul șef Cristian Cucoreanu și cu comisarul șef, șef al Serviciului de Resurse Umane, Adrian Ozolinski, au fost suspendați din funcție și puși sub control judiciar pe motiv că au comis o serie de abuzuri de funcție. Aici lucrurile sunt mult mai complicate decât la prima vedere, așa că au comis cei doi un abuz de funcții. În fond, cam în ce ar fi constat acest abuz? La Poliția Botoșani, în cadrul serviciului de investigare a criminalității economice, cu ceva timp în urmă, a fost angajat pe post de inspector de poliție un domn Cristian Șuhan. Se pare că deloc e de pe la noi, din comuna Cristinești, că acolo sunt mulți șuhăneni. De acolo, de altfel, fac o paranteză, a fost și Gheorghe Șuhan, cel care a fost într-o perioadă imediat după evenimentele din decembrie 90, procurorul șef al parchetului județean, de pe lângă tribunalul județean și totodată dacă vă mai amintiți, domnul Gheorghe Șuhan a fost și ajunctul domnului Ioana Mariei pe vremea când Ioana Marie era șeful PNA, acel celebru PNA pe care îl dirija după cum erau interesele fostul premier Adrian Năstase. Deci acest Cristian Șuhan, care din investigațiile noastre rezultă că a fost marinar cu ceva timp în urmă, de altfel dumnealui este un tip înalt, voinic și are mersul legănat ca orice marinar, este mi s-a spus un pic infatuat, așa sigur de sine, dar omul a ajuns în cadrul acestui servicii de investigare a criminalității economice și s-a pus pe treabă, numai că șeful lui, un domn comisar Dumitru Aioanei, îi mai dădea indicații în rezolvarea unor dosare și după cum erau interesele domnului Aioani. Se pare că domnul Șuhan n-a prea acceptat să facă jocul șefului și a văzut de respectul față de lege. Dar, cum necum, cum, în decembrie, la sfârșitul anului trecut, șeful de la Resurse Umane, comisarul Adrian Rozolinski, vine și propune comisarului șef Cristian Cucoreanu promovarea domnului Cristian Șuhan de pe postul de inspector principal, pe postul de ofițer specialist grad 1. Numai că domnul Șoan nu întrunea condițiile stabilite de regulamentele interne ale Ministerului de Interne în ceea ce privește o astfel de promovare. Deci, ca șef al resurselor umane, domnul Ozolnischi trebuia să cunoască faptul că domnul Șoan nu întrunea condițiile de promovare. Totuși, îi întocmește dosarul, iar domnul Cristian Cucureanu, șeful cel mare, a semnat promovarea așa cum semnează pe la noi primarii. Adică, având încredere în, în documentația întocmită de domnul Zolinski. Și semnând această promovare ilegală, domnul Ioane, șeful domnului Suhan, a găsit momentul prielnic să răspundi, subalternul dumnealui, că nu i-a executat anumite indicații, să rezolvi anumite dosare într-un anumit fel. Așa că i-a turnat o reclamație, nu oriunde ci la DNA Suceava. Și a turnat reclamația la DNA Suceava, iar băieții de acolo, care au mult mai multe reclamații împotriva altor ofițeri de poliție de la Botoșani, împotriva unor inspectori, împotriva unor comisari, cărora nu le-a dat curs, deși zvechi, știu eu cel puțin două, trei care au peste un an de zile stau la dumnealor în fișet acolo la DNA Suceava pusă la dospit. Ei, la această uh, reclamație a domnului Ioanii, băieți au venit foarte repede au făcut percheziții în sediul uh, poliției au constatat ceea ce era evident de altfel și au tratat această promovare a domnului Șuhan nu ca o decizie administrativă greșită asupra căreia să putea reveni tot printr-o decizie administrativă, ci a considerat fapta de natură penală, abuz în serviciu și motiv pentru care i-a suspendat din funcție pe cei doi și i-a pus sub controlul judiciar. Și vă spuneam, afacerile sunt mult mai profunde aici în sediul poliției județene botoșani și au ceva vechime. În momentul de față, cei care au ținut mai aproape de atmosfera de lucru din interiorul inspectoratului județean de poliție, știu că în poliția botoșan se luptă două tabere pentru puterea supremă. Este tabera Viorel Șerbănoiu, care a fost șeful poliției cu Cristian Cucoreanu, ce i-a luat locul la conducerea poliției, adus de la conducerea poliției Dorohoi pe criterii pur politice de către domnul Andrei Dolineasche, știm cu toții cine este domnul Andrei Dolineasche, și pus în fruntea poliției județene. De partea cealaltă, în tabăra cealaltă, sunt doi comisari vechi, rechini, Mihai Bunduc și cu Adrian Ozolinschi, care vor să pună mâna pe puteri, pe conducerea inspectoratului județean, ca au și dumnealor o grupare pe care o reprezintă și niște interese pe care trebuie să le promoveze. În lupta din această, în, între aceste două tabere, au început să își dea la picioare care cum reușea să-l prindă pe celălalt din tabăra vecină. Iată că se pare, nu e o certitudine, este numai o ipoteză de lucru. Se pare că această promovare a domnului Șuhan a fost bine orchestrată de, se presupune, domnul Adrian Ozolinski, băgat dosarul sub nasul domnului Cristian Cucoreanu, care, așa cum v-a spus, a semnat ca primarul, tocmai pentru a-l compromite. O sursă din poliție mi-a spus, domnul Rotundu, stai liniștit, domnul Adrian Ozolinski a pățit multe la viața dumnealui, a avut multe căderi și de fiecare dată a revenit și culmea că fiecare cădere el a ajutat să promoveze. Și de această dată va reveni pe postul pe care îl deține și s-ar putea chiar să urce mai sus. Problema cea mare în momentul de față se află în curtea domnului Cristian Cucoreanu, care dintr-o dată s-a trezit izolat. Nem ajuns șef la inspectorat, nerăspunzând la toate comenzile venite pe linia politică, Domnul Cucureanu îți pare că a fost abandonat și de cei care l-au pus politica acolo și acum rămâne ca prin efort propriu, prin capacitatea sa profesională și vă spun cu toată responsabilitatea, domnul Cristian Cucureanu este un bun profesionist și s-a dovedit a fi mult mai cinstiți decât cei pe care i-a avut și mai are până una alta sub comandă. Deci domnul Cucureanu va trebui să își ducă singur crucea pe dealul Golgotii Justiției Românești ca să demonstreze că are dreptate, că a fost cinstit și că această promovare nefericită cu domnul Cristian Șuhan n-a fost una intenționată de încalcarea legii printr-un interes de ordin personal, ci pur și simplu a avut încredere într-un subaltern. Mai mult ca atât, de altfel, Cristian Șuhan a fost readus înapoi pe postul de inspector principal, a fost obligat să restitui banii pe care i a luat în plus la salari prin această promovare e, nelegală, așa că e, puteau toate lucrurile să rămână în sfera administrativului, dar așa cum vă spuneam, a ajuns în sfera penalului pentru că sunt multe lucruri necunoscute nou din interiorul poliției. Dar, ce pot să vă spun, există mai multe reclamații la DNA București reclamații înaintate reclamații tip denunț înaintate de către comisari, inspector principal și agenți de poliție din structura Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani prin care se reclamă abuzuri la adresa unor factori de comandă prin care se reclamă uh, o uh, asociere dintre polițiști, ofițeri de poliție și anumiți procurori, atât din parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, cât și procurori din cadrul DNA Suceava. Sunt optimiști cei care au depus denunțul la DNA București că în curând va apărea DNA-ul București la la Botoșani și la DNA Suceava și va începe să facă curățenie. Să dea Dumnezeu gând bun celor de la DNA București și să vină și pe aici, prin zona noastră a Moldovei, care e plină de corupție, dar niciodată nu a reușit nimeni să scoată putreziciunea asta care există în, în sistemul nostru judiciar, să o scoată la suprafață, să ne arate și nouă, uite, băi, oameni buni, în ce mediu toxic ați trăit voi până acum, dar de acum înainte vă uh, curățăm atmosfera și uh, vă redăm liniștea și pacea și încrederea în același timp în actul de justiție. Să mai trecem în revistă și un alt aspect. Este vorba de o revoltă a creștinilor ortodoxi din cartierul Teioasa, ce aparține de orașul Darabani. De astfel, în paginile publicației jurnalul, s-a scris în repetate rânduri și an la rând despre modul în care părintele paroc de acolo, Nicodim Nichita, înțelege să-i păstorească pe oameni, oamenii din cartierul Teioasa. Acest cartier cuprinde cam vreo 700 de case. Părintele este cam lacom, așa, strânge bani mulți din orice serviciu bisericesc. Și apoi, dumnealui, de la an la an, tot majorează tarifele. Și oamenii s-au săturat suporte aceste biruri financiare impuse de părinte. S-a ajuns până acolo încât părintele, la fiecare început de lună, ca la uh, bobotează și la ajunul Crăciunului, vine la fiecare locuință dă cu stropește, spune că e aghează, cu niște apă, cu busuioc și pentru faptul ăsta omul trebuie să scoată banul și să-l dea părintelui. Dacă până acum se dădea 10 lei, 20 lei, 30 de lei, mai nou părintele a impus tarif. Cert că nu se încurce cu mărunțișuri, 50 lei pentru fiecare întâi a lunii. Așa numește părintele această vizită pe ziua din întâi a lunii la fiecare locuință când stropește cu aghiazmă, să-i spunem aghiazmă și omul trebuie să scoată pitacul să-l dea părintelui. Apoi părintele a ajuns să vândă locurile din cimitir. Cimitirul este în proprietatea parohiei, este proprietatea parohiei, în administrarea parohiei, proprietatea obștii de acolo, proprietatea primării orașului Darabani. Nu este proprietatea personală a părintelui ca să vândă el locurile de veci. Dacă s-ar pune problema să vândă aceste locuri, sigur că ar trebui o hotărâre a Consiliului Local din cadrul orașului Darabani să spună ce tarife să aplică și banii să intre la primărie să fie folosiți în folosul comunității. Așa spun și oamenii. domnule, dacă trebuie să plătim locul din mormântare, să ia banii primării, ar să-i folosească în interesul nostru. Dar așa-i bagă părintele în buzunar. Și părintele nu iartă. Pe care cum îl prinde cu mortul pe masă, dai pitaco pentru groapă, dai pitaco pentru mărmântare atât, și-a băiatul dască la biserică, are și el cota lui parte, clopotarul are cota parte, tot de părinte stabilit. Și spun oamenii că spare banii care de obicei se dau la clopotar, ajung tot la părinte, da? În fine, asta e greu de demonstrat că nu recunoaște nici părintele, nici clopotarul. Însă, la biserică, dacă ajung lumânările îți de trei ori prețul decât în orașul Daraban. de exemplu la biserica părintelui protopop Constantin Pânzaru, biserica Sfântul Nicolae din, din centrul orașului Darabani, la părintele Nicodim din la biserica Teioasa, un pomelnic trebuie să pui bani ca altfel nu ți-l ia și nu citești, o panacidă ridicată, o pomenire are tarife și tarife extrem, extrem de mari. Dar partea cea mai interesantă, spun oamenii, este că de 16 ani de zile părintele a pornit construcția unei biserici și nu mai termină de construit. În acest interval de timp o strâns câteva miliarde de lei. Și oamenii se întreabă, părinte, dar unde sunt banii noștri? Ce ai făcut cu ei? În biserică nu se vede nimic investit. Unde sunt? Ei, oamenii ca oamenii au făcut și ei săpături și au aflat că părintele și-au ridicat o mândreță de vilă pe undeva, pe la Dolherțu Suceava. Acum, na, sigur că părintele îți pare că nu terminat vila și o să trebuiască oamenii să mai contribuie ca să-și ca să termine părintele vila și până la urmă poate o termină și biserica. Dar l-am contactat pe părinte și l-am întrebat părinte, ai primit un miliard jumate acum, 3-4 ani în urmă, dus de deputatul de Daraban, Stelii Căstrugar. Ai mai primit de la primăria Darabani, în fiecare an câte 115 milioane lei vechi, mă refer. Ai avut donații din sat numai de la două persoane, 100 de milioane. De la alte persoane câte 1.000-1.500 de euro. Dic, deci, părinte, așa, una peste alta, miliarde multe. Unde-s banii? Cu oamenii spun că v-ați făcut vilă la Dol, Dolher, Dol Suceava, la care părintele știți ce mi-a spus, domnul Rotundu, biserica mea pe care o construiesc care subsol, iar subsolul ăla e amenajat adăpost antiatomic. Tăți banii am băgat acolo în adăpostul ăla, în caz de bombardament, să aibă oamenii unde să adăposti. E, poate că părintele cu cei doi copii, acei, cei doi băieți, care întreține acum comunitatea din Teioasa cu coana prioteasă și cu cei mai apropiați dumnealui, vor încăpea în, în subsolul ăla de la biserică. Dar tot satul nu are cum să încapă. Dar până una alta, noi am filmat, situația este mult mai uh, tragicomică, noi am filmat, reportajul este pregătit mâine seară la ora 7 în cadrul emisiunii Lumea lui Rotundu. Puteți urmări acest reportaj și vă spun că o să vă distrați, dar în același timp o să vă și cruciți ce poate să facă un preot lacom și hapsân. Și să mai aducem în atenție un eveniment consumați la începutul acestei săptămâni. Despre primarul de la Văculești v-am tot povestit, am tot comentat în această emisiune. Iată că domnul primar, domnul Sorin Gânga, o recidivat la sfârșitul săptămânii trecut, începutul acestei săptămâni. Dumnealui a avut o ședință de Consiliu Local în care, printre altele, au vrut să obțină aprobarea consilierilor pentru două proiecte de hotărâre care îl interesau în mod direct pe dumnealui. Unul din proiecte viza faptul că pășunea comunală să fie concesionată pe 15 ani plus 5 ani drept de preențiune după expirarea termenului 15 ani la trei crescători de animale care nu aparțin din comuna Văculești. Aia a venit dintr-o altă zonă. Și consilierii au spus, domnul primar, să ai da Oamenii din comuna noastră au și ei animalele lor. Dacă dăm pășunea la ăștia trei, oamenii noștri, unde au să-și mai pască animalele? Așa că oamenii au respins proiectul de lege. Al doilea proiect de lege, domnul primar voia să legalizeze modificarea organigramei primăriei. La început de an, dumnealui, mort copt, a vrut să-și angajeze administrator financiar. Adică domnul primar să aibă pe cineva căruia să spună face așa, face așa, semnez așa, semnez așa, ca să aibă pe cine pasa răspunderea la nevoie. Angajând administrator financiar fără ca postul să fie cuprins în organigramă, angajarea este ilegală, iar curtea de conturi când vine în control, de obicei impută aceste sume salariale plătite. Și-a vrut domnul primar pe ușa din spate să legalizeze această angajare modificând organigrama. Consilierii au spus, domnul primar, l-ai angajat de 4 luni de zile, i-ai dat salar. Acum noi venim să certificăm o ilegalitate pe care dumneata ai comis-o în urmă cu 4 luni de zile. Nu putem, când în condițiile în care noi legiferăm așa ceva, când va veni controlul, ne să mai plătești dumneata, o să ne pună pe noi la plată. Și avem și noi familii din întreținut și copii de dat la școală. Așa că e, și acest proiect de lege, consilierii locali l-au respins. Duminică, pentru că toată lumea era acasă și se simțea așa în, într-o perioadă de relaxare, de odihnă, domnul primar i-a chemat pe el la Ion chipul să facă niște reparații în curtea primăriei. Și-a întrerupt curentul electric pe jumătatea de sat spre zona în care este amplasată primăria. De ce în această zonă? Pentru că în această zonă locuiește consilierul local, Radu uh, Amarghealei, cel care a fost uh, uh, orchestratorul în cadrul Consiliului Local de a-și convinge colegii să respingă cele două proiecte de hotărâre a domnului primar. Așa că domnul primar, pe lângă faptul că l o pedepsit pe el, lăsându-l în duminica. Uh, trecută fără curent electric, eu pedepsesc pe ceilalți săteni de, din partea respectivă din sat, lăsându-i fără curent electric, în condiții în care omul se mai uită la televizor, are un internet în casă, mai naviga pe internet, copiii la școală aveau și ei probabil la calculator de una de alta, dar iată că domnul primar s-a răzbunat în stilul dumnealui. Acum că a făcut bine, că a făcut rău, vom vedea la anul când vor fi alegerile locale. Până atunci, cu siguranță, domnul primar o să mai recidiveze și să mai încercăm să mai aducem în discuții un eveniment de ordin național. Dragii noștri parlamentari au reușit în Camera Deputaților să modifice legea Uh, 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 legea incompatibilității și a conflictelor de interese în așa fel încât uh, primarii uh, parlamentarii să poată pătrunde din nou în Consiliile de Administrație la societățile cu capital de stat. Cum s-ar spune, au recuperat ceea ce le luasă președintele Băsescu uh, această uh, mană cerească de a pătrunde în conducerea societăților de stat de unde să de a iama la madama prin fondurile acestor companii. Faptul că au reușit acest lucru într-o tăcere de plină a președintelui de la Cotroceni îmi face impresia că domnul Claus Iohannis a cam uitat pe ce val de simpatie a ajuns președinte la Cotroceni. Și al doilea element care trebuie punctat este faptul că în Senatul României, în mod tacit, s-a adoptat uh, o lege prin care încătușarea uh, celor uh, reținuți de către procurorii DNA nu mai este uh, aplicabilă. Adică băieții se vor duce senini uh, cu afați femeile, uh, bărbații cămașă albă, cravată, costum călcat la dungă, la DNA și după ce vor da cu subsemnatul vor ieși râzând spre, uh, în drum spre uh, beciul uh, domnesc. Desigur, nu Senatul este camera decizională aici, ci Camera Deputaților, dar cum a trecut din Senat, cu siguranță va trece și la Camera Deputaților. Ne cazul cel mare este că, în momentul de față, în Parlament sunt inițiate vreo cinci proiecte de lege prin care să fie modificat codul de procedură penală, în așa fel încât parlamentarii să nu mai răspundă nici în fața DNA-ului, nici în fața ANI, dar nici în fața noastră. De altfel, în fața noastră nu au răspuns niciodată. Întotdeauna și-au bătut joc din noi și de fiecare dată noi am fost fraierii care am votat și am trimis din nou în Parlament. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim vinerea viitoare la aceeași oră.